Superman de România este cel mai simpatic ghid al Târgului de Crăciun din centrul capitalei. Vizitatorii au parte de un adevărat show cât timp așteaptă la coadă la sarmale sau la plăcintă cu brânză. Sute de români se bucură astfel de mâncare ca la mama acasă, fără să stea ore întregi în bucătărie și primesc și o porție sănătoasă de râs. Superman plătește! Și la noi, acolo unde suntem, tot ăștia folosim. Cum vă cheamă, doamnă? Reli, faceți acolo pentru Tomiță, pentru Tomiță. Pentru Tomiță, pentru Reli. Să fiți iubiți. Și pupați-mă acum direct, pupați-mă. Așa, așa. O plăcintă tradițională cu brânză merită toate îmbrățișările din lume. Românii au stat la coadă pentru bunătăți de casă preparate după rețete bătrânești, iar bucătăresele tinere și frumoase au bătut drumul tocmai din Maramureș până în capitală, să le arate bucureștenilor cât de bune gospodine sunt. Uitați ce piesă aici. Uitați-vă. Românca adevărată, autentică, cu ochii albaștri. Uitați zâmbet aici, frumoasă. Nicoleta, măcar te distrezi la târg? Da. E bine? Da. Voi e frumoasă. Aici? Tu practic ce faci? Plăcințele cu brânză, ceapă și mărar. Ia așa, tu vorbești că te pup. Ne-au ademenit dulciurile și aproape că am sărit peste felul principal. Ceaunele aburinde, maică îi aruncă în păcat și pe românii care țin post. Am venit cu sarmale, cu păsat, ca la noi Maramureș. Și cu carne și de post pentru ce ce țin post, fasole la ceaun. Este foarte bună, foarte călduroasă și foarte românească. Sarmalele i-au făcut pe vizitator să se simtă ca la mama acasă. De porc, așa-i? De porc, doamnă, de post cu carne. Șorici de la de mistreț. Este șoriciul de pe coadă, să știți. Merită, e foarte frumos ce au făcut aici. Stau la coadă la sarmale și din gură urc. Vale. Scuzați rima. Și cum o masă tradițională trebuie udată, românii s-au încălzit cu vin fiert. Venim de la serviciu și atunci am zis, hai să ne oprim la o cafea. Eu cu colegul meu. Ca să nu plece cu mâna goală acasă, vizitatorii de la târg s-au oprit și pentru o pungă de castane coapte.